Astăzi am început întâlnirile dimineață la Baia Mare, la Pirita, o zonă de la periferia orașului Baia Mare, unde locuiește o comunitate de rom și unde activează Claudia Costea, care a înființat o asociație pentru a putea da o mână de ajutor acestei comunități de rom să ajute să se integreze. O asociație care lucrează, am constatat, bine și cu autoritățile locale, cu personal de la Direcția de Asistență Socială de la Primărie. De acolo ne-am deplasat în județul Sălaj, la Purcăreț, să vizităm o biserică ortodoxă, o biserică de lemn. Puțină lume știe că în județul Sălaj sunt peste 80 de biserici de lemn. Astăzi am participat la renovarea acoperișului. Am dat și noi o mână de ajutor acolo, împreună cu voluntari ai asociației filiala județului Sălaj a ambulanței pentru monumente. Iar după amiază ne-am deplasat la Românași, tot în județul Sălaj, la Centrul pentru Îngrijirea Bătrânilor Sfântul Gheorghe, un centru de referință pentru Biserica Ortodoxă în îngrijirea persoanelor vârstnice, dar din care și autoritățile publice ar avea foarte multe lucruri de învățat. Și ne-am terminat ziua la Zalău, unde am ajuns în seara asta. Mâine ne vom începe ziua cu două întâlniri la Zalău, după care ne vom deplasa la Cluj.